respectăm pe toate și să ne simțim moral împăcați. Trecând peste primul rând al titlului temei, te înspăimânți când ajungi la ultimul. Nu, eu nu cred că ne așteaptă o nouă criză majoră. Nu-i văd premise, vă spun foarte deschis. Nu văd acele dezechilibre importante de pe diverse piețe. Că e vorba de piețele de bani, că e vorba de piețele de active imobiliare, că e vorba de pe piețele de active imobiliare, că e vorba de arbitrajele de reglementare pe care le puteai vedea sau le poți vedea, hai să nu pretindem că suntem foarte, că suntem mai buni decât am fost, pe care le poți vedea privind retrospectiv la anul 2007. Nu le văd. Văd un sistem financiar global mai stabil și mai sigur decât cel din 2007, care și-a asumat rezerve, și-a asumat reguli de prudență, și-a asumat capitaluri suplimentare, lichiditate suplimentară până la riscul neprofitabilității. Văd un sistem financiar bancar care e mai curând provocat de dilema acționarului referitoare la profitabilitatea investiției în sectorul bancar versus investiția în utilități și mai puțin de riscuri de instabilitate financiară la nivel